Bine v-am găsit. Având în vedere comportamentele agresive și modelele negative pe care le-am tot văzut și auzit în ultimul timp în rândul tinerilor, este responsabilitatea noastră ca adulți să încercăm să schimbăm acest lucru, să le arătăm modele de bună purtare, să îi informăm de ce este rău, să ne purtăm urât cu cei din jurul nostru. De aceea vom vorbi astăzi despre un proiect lansat de Laura Hora împreună cu Asociația Mame. Bine ai venit, Laura! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru oportunitatea de a vorbi despre această campanie, despre acest proiect frumos, despre această idee care a reunit, așa cum ne place nouă să spunem, părinți, un ONG și o școală. Tocmai acest lucru face campania noastră și proiectul nostru deosebit, faptul că am înțeles cu toții că intră în responsabilitatea tuturor să combatem acest fenomen. Ne-am obișnuit să enunțăm această problemă, să vedem cifre alarmante, de câte ori, eu știu, se nasc tot felul de acte de violență în clasă, în curtea școlii, sunt filmate de multe ori, sunt puse pe rețelele sociale, ne bazăm foarte mult pe școală, pe psihologi sau consilieri ai școlii să rezolve problemele, să se vorbească punctual cu copiii care au avut astfel de comportamente și cam aici se oprește responsabilitatea așa comună. Cred că ar trebui să facem un pas în față, să prevenim lucrurile de genul acesta și să le amintim copiilor cât de importante sunt cuvintele pe care le folosesc. Așa cum spuneam în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, când am lansat noi campania Buline, Anti-Bullying, că despre asta vorbim astăzi, așa cum spuneam, e un proiect comun, e o colaborare foarte frumoasă și dacă dai voie o să și spun cum s-a dezvoltat, așa cum a crescut această campanie. Chiar Pentru te că de la rog. Ideea mea, pentru că sunt mamă în școala Pia Brătianu, care a spus da acestui proiect și în acest moment bulinele anti-bullying, aceste buline propriu-zise pe care noi le-am lipit pe pereții școlii, există în școala Pia Brătianu. Așa cum spuneam, am venit cu ideea acestor mesaje simple, ușor de înțeles și ușor de empatizat cu ele de către copii, către Asociația Mame, la care eu sunt voluntar și care a desfășurat de peste 10 ani campanii anti-bullying în școli, dar am propus și școlii la care copiii mei învață acest proiect. Toată lumea a spus da, dar doamna Erica Lang, director adjunct a școlii, a zis: haideți să implicăm și copiii. Haideți să vină specialiștii asociației în câteva clase și să propună și copiii mesaje, să nu fie mesaje pe care le primesc de-a gata, ci să fie și contribuția lor. Iar acest lucru a fost minunat. Așadar, specialiștii asociației Mame au ajuns la câteva clase din școala Pia Brătianu și în cadrul unor activități au provocat copiii la un concurs de idei. Așa că o parte dintre mesaje au venit de la copii, ulterior au fost rafinate de psihologul asociației și gândite în așa fel încât să transmită exact mesajele anti-bullying pe care ni le dorim. De ce crezi că copiii în ziua de astăzi nu mai știu să comunice civilizat sau să-și rezolve problemele într-un mod adecvat, nu agresiv? N-aș vrea să generalizez sau să generalizăm această problemă, dar cred că se întâmplă răspândirea acestui fenomen în care copiii devin un pic mai agresivi, fie verbal, fie înscris pe rețelele sociale, pentru că, într-adevăr, așa cum anticipez răspunsul, sunt expuși pe rețelele sociale la foarte multe informații, la foarte multe provocări și așa mai departe. Plus că acest fenomen al unui comportament un pic mai agresiv al unora față de ceilalți survine și la vârste în care ei își afirmă personalitatea. Și atunci cum reușesc să facă lucrul acesta, fiind, nu știu, un pic mai îndrăzneți, mai obraznici, să spunem așa, sau mai provocatori la adresa celorlalți. Dar exact cum am spus la început, mi se pare că intră în responsabilitatea tuturor să corectăm aceste mici sau mari
depinde de caz, derapaje, implicându-ne cu toții. Să nu așteptăm noi, părinții, să facă școala exclusiv ceva sau să rezolve această problemă, să nu aștepte școala să fie o problemă numai în curtea părinților. Și atunci, această colaborare frumoasă între un ONG de profil, o școală și părinții din școala respectivă, mi s-a părut formula cea mai bună pentru a veni în întâmpinarea acestei probleme, care este o problemă reală, într-adevăr. Până la urmă, doar împreună vom reuși, nu de unii singuri. Ce mi se pare important de precizat este faptul că această campanie poate fi foarte ușor implementată în orice școală. Adică aceste mesaje pot fi preluate și pot apărea aceste buline și pot fi lipite în orice altă școală, dar la fel de bine, ideea campaniei poate fi preluată și mesajele pot fi gândite împreună cu copiii școlii respective care vrea să preia campania. Și chiar după ce am lansat proiectul, încă 5 școli s-au arătat interesate de a prelua campania și nu sunt numai din București, ceea ce mă bucură. Și mă bucur că, uite, rețelele sociale pe care de multe ori le blamăm, doamnă, au și un mare, mare avantaj. Dar așa este. Dar uite, poți să ne dai un exemplu, două, de mesaje pe care le găsim pe aceste buline? Sigur, da. Chiar le aveam aici pregătite, tocmai ca să înțelegeți cât de simple sunt și cât de ușor de preluat. De exemplu, cere ajutor, nu suferi în tăcere. Aceasta este o problemă pentru că de multe ori bullying devine o problemă atunci când nu vorbim despre situație care ne deranjează, ea se perpetuează și provoacă anumite reacții și tot așa se perpetuează acest fenomen și se transformă ca un bulgăre care tot crește. Crede în tine, ești mai puternic decât știi. Iarăși este un mesaj simplu de încurajare și de, nu știu, readucere aminte că suntem cu toții importanți și trebuie să credem în noi. Iarăși avem mesaje de genul agresivitatea nu e cool, că tot își doresc copiii la această vârstă să fie cool și să fie cât mai la modă. Deci nu e foarte cool să fie agresiv, iar copiii trebuie să interiorizeze acest mesaj. Fii prietenul care ajută, nu cel care rănește. Mi s-a întâmplat chiar într-o clasă în care am fost și am vorbit să se ajungă discuția către martorii unui fenomen de bullying sau unui episod de bullying. Și aceștia spuneau, eu n-am făcut nimic, eu n-am fost rău, eu n-am jignit. Simplu fapt că ai fost martor, te-a afectat, acest lucru te-a afectat și a pus amprenta asupra ta și dacă stă în puterea ta să ai un cuvânt mic de spus, nu știu, nu e corect ceea ce-i faci tu colegului nostru sau să intervii într-un anume fel atâta cât îți permite și nu ești, nu știu, pus în pericol la modul că nu o să intervii când doi colegi dintr-o clasă mai mare se bat, de exemplu, e clar că forțele sunt disproporționate și nu vei putea să salvezi tu situația, dar acolo unde poți și acolo unde stă în puterea ta să intervii, copiii sunt încurajați să o facă tocmai pentru a rupe acest lanț al bullying-ului despre care tot vorbim. În momentul de față, cunoști la ce nivel ne situăm ca țară în Uniunea Europeană la fenomenul de bullying? Sunt studii mai vechi, studii mai actualizate. După un studiu mai vechi, eram pe locul 3 la acest fenomen și îngrijorător era faptul că 9 din 10 situații de bullying se petreceau la școală. Tocmai de aceea această campanie am propus-o și am gândit-o să se deruleze în școli, spațiul în care copiii petrec foarte, foarte mult timp și unde au nevoie să fie auziți, au nevoie să fie valorizați și unde, practic, exact cum spuneam, se întâmplă acest fenomen al dezvoltării personalității, al legării de diverse prietenii și al, nu știu, învățării unor modele. Pentru că de multe ori spunem, nu știu,
copilașul X dintr-o anume clasă era atât de cuminte și dintr-o dată a început să fie, nu știu, mai agresiv, a început să jignească colegii. De multe ori acest comportament este copiat. Aceste modele care nu ne plac și de care rămânem surprinși acasă, de exemplu, pentru că sunt atâtea cazuri în care părinții habar nu au că fix copiii lor sunt cei care deranjează orele sau, nu știu, își jignesc colegii sau au un comportament tocmai pentru că ei învață niște lucruri sau preiau niște modele și acasă nu se comportă așa, dar în curtea școlii, acolo unde acest rol pe care și-l asumă intră în acțiune, se transformă și atunci lumea rămâne uimită. E, tocmai în acele spații, în școală, acolo unde circulă mereu copiii, unde au loc interacțiunile lor, ne-am propus noi să apară aceste mesaje care să le aducă aminte că este important, că pe celălalt îl poate jigni chiar și o simplă poreclă, care ție ți se pare amuzantă sau nu ți se pare chiar, nu știu, atât de grav faptul că pui acea poreclă, acele lucruri pot să-l afecteze pe celălalt. Nu mai vorbesc de cazurile grave, așa cum spuneam, de violență fizică și comportament cât se poate de agresiv, dar spre toate acestea se merge treptat și e important ca noi să sesizăm acești prim pași și să facem ceva, așa cum spuneam, împreună. Și sunt recunoscătoare că cei de la Asociația Mame, președinta Maria Culescu și toată echipa ei care a lucrat la acest proiect au spus da și au implementat acest proiect în școala Pia Brăteanu din București, dar care, așa cum spuneam, poate fi preluat foarte ușor și de alte școli și mă bucură acest lucru că nu numai că proiectul a prins viață, ci și faptul că este mesajul campaniei înțeles. Uite, revenim un pic la tema asta cu imitarea. Chiar voiam să te întreb, legat de treaba asta, în primul rând, de ce copiii refulează, ca să spun așa, doar în anumite contexte sociale, cum sunt, de exemplu, școlile sau locurile de joacă, nu acasă, în primul rând? O să evit să dau un răspuns foarte, cum să spun, profesionist, pentru că nu sunt profesionist în domeniu și nu pot să știu, nu știu, ce se întâmplă în mintea unui copil. Pot să vorbesc doar din punctul de vedere al părintelui și pot să intuiesc de ce se întâmplă lucrurile acestea. Mediul în care ei își permit să se comporte așa sau să aibă anumite exagerări în ceea ce spun, în ceea ce fac, în tot alaiul acesta de comportamente care la un moment dat devin nepotrivite, cu siguranță se produc acolo unde mediul permite și atunci unde și ceilalți se comportă la fel, unde ne îmbrâncim, unde suntem gălăgioși, unde încercăm fiecare să arătăm că suntem la fel ca ceilalți, să ne încadrăm într-un peisaj în care, nu știu, arătăm fiecare că suntem puternici, acolo este și firesc să fie copiii, așa cum spuneai, mult mai îndrăzneți și să refuleze niște lucruri acumulate sau, așa cum spuneam, să joace un rol, joacă rolul copilului obraznic, tocmai pentru a se integra într-un mediu, într-un grup sau pur și simplu pentru a răspunde la provocări, pentru că eu personal am văzut în timpul, nu știu, ieșirilor în parc sau chiar în curtea școlii provocări de genul: n-ai curajul să te duci să, nu știu, faci, să împingi pe cineva sau să faci un lucru rău. Și copiii, mai ales la vârste din acestea mai mici, răspund foarte ușor la provocări de genul și vor să arate că da, au curaj, chiar dacă sunt lucruri pe care în mod normal nu le-ar face. Totodată, copiii repetă de multe ori și ce văd acasă. Crezi că fenomenul acesta poate a luat amploare și din cauza unor relații poate nesănătoase pe care le-a observat? Nu știu, cu siguranță răspunsurile la aceste întrebări le pot da și psihologii și cei care
Și consilierii chiar din școli, pentru că vorbeam la începutul discuției noastre despre consilierii școlari, sunt convinsă că au mult mai multe lucruri de spus despre cauzele care duc la acest comportament și legătura cu ce văd copiii acasă. Intuitiv, da, se leagă lucrurile, dar, așa cum spuneam, pot fi și surprize. Copii care au fost și sunt foarte liniștiți și echilibrați acasă se manifestă mai zgomotos la școală. Tocmai de aceea, pentru că vorbim despre tot ce conduce la acest fenomen de bullying care a luat amploare și în România, trebuie să avem grijă și la ce modele arătăm sau le dăm copiilor noștri acasă și la ce modele văd și copiază la școală și până la urmă în întreaga societate, pentru că Asociația Mame a început această activitate în școli de la principalul lor obiect de activitate și anume oferirea de terapii gratuite copiilor bolnavi de boli incurabile. Prima oară, specialiștii asociației au ajuns în școli dorind să combată discriminarea copiilor bolnavi. Dar odată ajunși în școli și-au dat seama că această discriminare nu are legătură cu faptul că este bolnav sau nu copilul, ci este generalizată. Adică nu trebuie neapărat să ai o problemă ca să ai de suferit sau să fii o victimă a bullying-ului. Și așa au ajuns să desfășoare campanii în foarte multe școli din București și din împrejurimi, pornind de la această problemă, dar constatând că motivele bullying-ului sunt diverse. Chiar recent îmi povestea cineva, un părinte, că un băiețel din clasa fetei lor are de suferit și este victimă pentru că pe rețelele sociale pune niște fotografii foarte studiate, să zic așa. Și de aici au început mici, nu știu, tachinări între colegi și exact cum spuneam, ne combătut la timp, acest lucru a luat amploare și atunci s-a ajuns la faptul că întreaga clasă face glume pe seama acestui băiețel. El a luat-o întâi în glumă la rândul lui și a răspuns cu glumă, dar încet, încet a ajuns să-l deranjeze foarte mult și s-a transformat într-o întreagă problemă care pe el îl afectează vizibil și refuză să mai meargă la școală și lucrurile se complică. Așadar, rămâi uimit de la ce lucruri aparent minore pornește un astfel de fenomen, și dacă noi nu realizăm că există o problemă și nu vorbim cu copilul și nu vorbește copilul cu noi, tocmai așa cum îl îndeamnă mesajele de pe bulinele noastre, sau nu îi facem pe ceilalți conștienți de faptul că încurajând pe cineva care pune porecle sau râde de un coleg, vom dezvolta la rândul nostru și vom fi parte din fenomenul de bullying în loc să fim parte din soluție. Așa e. Și acest lucru categoric nu poate decât să facă rău. Practic, noi ce facem? Îmi spunea cineva, dar voi ați pus pe buline lucruri foarte evidente. Da, așa este. Avem impresia, copiii știu lucrurile astea. Sunt lucruri evidente, nu mai trebuie să le repetăm. E, o să rămâneți surprinși. Trebuie să le repetăm. Trebuie să le repetăm zilnic. Că suntem aici să-i ascultăm. Că e important să vorbească despre ceea ce simt. Chiar dacă pare o banalitate sau chiar dacă spune, nu cred că au mami sau tati timp acum sau chef să asculte că m-a deranjat, nu știu, faptul că cineva m-a împins astăzi, m-a împins ieri și așa mai departe. Dar este important să discutăm despre lucrurile astea și mai mult decât atât, este important să înțeleagă copiii că noi punem accent pe lucrurile acestea și tocmai de aceea campania se desfășoară în școli și în colaborare. Da, mă bucur să aud asta, pentru că de cele mai multe ori lucrurile care sunt chiar sub nosul nostru tindem să le ignorăm, poate, să nu le vedem, nu le vedem atât de evidente precum sunt de fapt. Și uite, chiar voiam să te întreb, ca mamă, pentru că știu că ai niște băieței tare curioși și inteligenți, ai fost vreodată nevoită să explici, nu știu, un moment sau un fenomen la care copiii poate au asistat, de genul acesta?
Sigur că da. Am doi băieți și la vârste diferite. Unul este clasa 1, are aproape 8 ani, unul este clasa 6 și are 12 ani, așa că sunt momente diferite de afirmare și ce pot să constat este că lucrurile devin, nu știu, așa merg pe repede înainte de la o generație la alta. Adică discuții pe care le-am avut cu cel mare un pic mai târziu, trebuie să le am mai repede cu cel mic. Exact despre lucruri de genul ăsta. De ce țipă, nu știu, care coleg la mine? Sau de ce mi-a spus într-un anume fel? Sau mi-a pus o poreclă, dar eu nu m-am supărat. E important inclusiv lucrurile acestea și detaliile acestea să le discute, pentru că în prima fază poate să spună nu mă supără că îmi spune într-un anume fel, nu mă deranjează, dar de fapt să-l deranjeze și lucrurile să se complice. Pentru că ei prin discuții de genul ăsta așteaptă soluții de la tine ca părinte și așteaptă să le dai așa o busolă cu ajutorul căreia să se orienteze prin aceste relații și de prietenie, dar și conflictuale, că se nasc și astfel de relații. Iar cu cel mare este evident că am avut discuții la un alt nivel, pentru că, așa cum spuneam, el are acces mai mult la rețelele sociale, discută mult pe grupurile lor, grupurile clasei, inclusiv acest lucru care probabil o să ți se pară banal sau celor care ne ascultă o să li se pară banal. Faptul că unii dintre ei sunt pe anumite grupuri, iar alții sunt excluși, deci sunt grupuri și grupuri, inclusiv chestia asta poate să-i deranjeze pe unii, deși, așa cum Absolut. spuneam, poate să pară banal. Așadar, situațiile care pot duce la hărțuire, hai să traducem cuvântul bullying în românește, hărțuire de orice nivel, sunt diverse și se pot naște din lucruri care, într-adevăr, spui, nici nu m-aș fi gândit că poate să-l deranjeze X, Y situație care s-a întâmplat, dar se întâmplă și tocmai de aceea este foarte important să discutăm cu copiii. Este o luptă a părinților din ziua de azi să-i păstreze aproape pe copii, la modul să-i încurajeze să vorbească despre tot ceea ce simt. Pentru că ei discutând atât de mult pe rețelele sociale și la orice oră și fiindu-le foarte comun, poate că mulți dintre ei preferă să-i spună colegei, Da. colegului, prietenului și așa mai departe. Și tind să Și se să. piardă anumite lucruri. Da, și să evite să vorbească cu părinții. Mi se pare foarte important. Eu cel puțin vreau să păstrez cât mai mult această comunicare directă și această poveste de peste zi. Nu știu, te-a supărat ceva, a fost ceva care ți-a plăcut foarte mult și de la discuțiile acestea zilnice să vezi ce m-am distrat și îmi povestește o situație care de multe ori conține și nu știu, o anumită problemă, dar depinde cum se raportează el la problema respectivă, depinde cum o tratează el. Nu am avut parte de situații în care băieții mei să sufere sau să treacă prin situații de bullying, că m-a întrebat cineva de ce am venit cu ideea aceasta. Nu sunt un părinte care a trebuit să se confrunte cu o astfel de situație în care copilul lui să aibă de suferit, dar am discutat și am văzut în școală și la familiile prietene situații de genul acesta. Ele există și, așa cum spuneam, de foarte multe ori încep de la chestiuni absolut banale, dar care lăsate și nediscutate și neabordate direct și cu sinceritate se transformă în adevărate situații de bullying. Da, corect. Și netratate la timp sau nediscutate la timp, ajung copiii nu să trec la stadiul de adulți, care înglobează în ei tot felul de sentimente, trăiri și poate traume mai departe, dacă se ajunge la ceva grav. Și iată, ajungem într-o societate disfuncțională. Și atunci, cu cât comunicăm mai mult cu părinții, cu atât e mai bine pentru ei.
în timp ce cresc. Tocmai asta vrem să combatem și mai mult decât atât am încercat să evităm abordarea aceasta. Da, este o problemă, să o enunțăm, să o constatăm și atât. De aceea Asociația Mame are toate detaliile și informațiile cum poate fi campania preluată pe site-ul asociațiamame.ro, iar pe paginile de Facebook, pe pagina de Facebook a Asociației și pe paginile celor care au preluat campania, chiar vă rog să căutați pagina de Facebook a Asociației Mame, se derulează campania online. Reluăm bulinele acestea cu mesajul fiecăreia și dezvoltăm mesajul de pe fiecare bulină și îl înțelegem mai bine. Și sunt părinți din școala noastră care pur și simplu au preluat mesajele și să știți că este o campanie care se adresează copiilor, dar e foarte bine să ne amintim și noi lucrurile de genul acesta, că e important să vorbim despre ceea ce simțim, că este important să vorbim cu copiii despre ceea ce simt ei și despre ceea ce simțim noi în legătură cu comportamentul lor. Este foarte, foarte important felul în care ne adresăm celorlalți. Tocmai asta spuneam, că pe buline se găsesc mesaje simple care amintesc puterea cuvintelor. Pentru că de multe ori asta spunem, n-am spus mare lucru, m-a fost doar o glumă sau lucruri de genul acesta. Sunt importante cuvintele. Este important să ne comportăm cu ceilalți așa cum ne place și nouă ca ceilalți să se comporte cu noi. Și oricât de simplu și banal ar părea, cred că trebuie amintite lucrurile acestea. Cu siguranță. Mă bucur că există cineva care le reamintește. Și da, este o soluție să învățăm pe copii să discute, să vorbească, să-și pună problemele fără să se confrunte la modul acela verbal, și fizic și așa mai departe. Și fără să se rușineze să vorbească despre problemele acestea. Și așa cum spunea un prieten, da, știi că ceea ce faci tu este o mică picătură într-un ocean. Da, e adevărat. Dar ideea mea, cu ideea altcuiva, cu picătura de aici, cu picătura de dincolo, facem ceva. Și e important să fim parte din soluție, nu parte din problemă. Și cred că sunt importante. Chiar și aceste mici tentative de a combate fenomenul sunt foarte, foarte importante. Cu pași mici, dar siguri până la urmă. Da, exact. Laura, îți mulțumesc tare mult că ne-ai șeruit toate aceste informații. Îți doresc mult succes și sper ca cât mai multă lume să preia exemplul vostru. Mulțumesc tare mult și noi ne dorim mult să fie preluată campania și chiar îndemn pe cei care ne urmăresc și cei care au aflat de bulinele anti-bullying să le preia și să distribuie în școala copiilor, în școala lor, dacă sunt tineri adolescenți care pot să-și spună punctul de vedere în școala lor și vor să preia campania, să o facă. Noi suntem aici și vom da toate detaliile. Cei de la Asociația Mamele vor spune exact cum am desfășurat noi campania și sper să ajungă în cât mai multe școli și să fie conștientizată de cât mai mulți copii. Este nevoie de lucrul acesta. Este nevoie. Îți mulțumesc încă o dată, Laura. Îți urez o zi frumoasă în continuare. Mulțumesc și eu. La revedere.